Aproape 2500 de centre sociale au fost verificate de comisiile mixte în această săptămână, fiind date 105 sancțiuni în valoare totală de peste 1 milion de lei. Activitatea a zeci de centre a fost suspendată, sute de persoane cu dizabilități au fost mutate, iar câteva zeci internate în spitale. Neregule au fost găsite din nou în județul Ilfov, dar de data aceasta în Chitila, unde zeci de bătrâni au fost evacuați din cauza condițiilor greu de descris. Potrivit unui raport dat publicității de Ministerul Sănătății, dintr-un număr de 216 persoane relocate din centrele sociale destinate persoanelor cu dizabilități din aproximativ 10 județe, 76 au necesitat internare, iar restul evaluare și urmărire medicală în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor județene. Ieri, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Asociația Green Ambient din Chitila, în care zeci de bătrâni cu dizabilități erau ținuți în condiții inumane, a fost închis temporar. Bătrânii și persoanele cu dizabilități aflate la acest centru au fost preluate de mai multe ambulanțe smurd și mutate în alte locații. Într-un imobil din Pietroșani, județul Telorman, care figura în acte ca fiind pensiune, polițiștii au descoperit un azil clandestin în care se aflau mai mulți vârstnici cu handicap. În urma verificărilor, în imobilul respectiv au fost găsite 17 persoane în vârstă și cu handicap, care funcționa sub forma unei pensiuni. Imobilul aparținea unei femei de 47 de ani din localitatea Pietroșan și funcționa în el sediul unei societăți comerciale care avea ca obiect servicii de cazare înființată în septembrie 2022. Centrul a fost suspendat, însă amenda primită a fost de doar 12.000 de lei. Aproape 2500 de centre sociale au fost verificate de comisiile mixte în această săptămână, fiind date 105 sancțiuni, în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei.